Vești bune pentru persoanele care își încălzesc locuințele cu ajutorul lemnelor. Guvernul a plafonat prețul lemnelor la 400 de lei, inclusiv TVA, pe metrul cub. De asemenea, prețul peletelor și al brichetelor din lemn se plafonează și ele la 1500 de lei, respectiv 2000 de lei pe tonă, inclusiv TVA. Prin această măsură, senatorul PNL, Vasile Căpotecă, a reușit să mai bifeze încă o promisiune făcută cetățenilor la începutul mandatului său. Prețul lemnelor folosite pentru încălzire se plafonează la 400 de lei, inclusiv TVA, pe metrul cub, iar prețul peletelor și a brichetelor din lemn se plafonează și el la 1500 de lei, respectiv 2000 de lei pe tonă, inclusiv TVA. La categoria lemne intră buștenii, resturile de lemn, altă tocătură de lemn și rumegușul. În motivarea acestei legi, guvernul afirmă că măsurile de plafonare sunt necesare pentru că oamenii, cu precădere cei din mediul rural, au reale dificultăți în sezonul rece, în condițiile în care foarte mulți sunt dependenți de lemnul de foc, iar acesta s-a scumpit foarte tare. Senatorul hunedorean din partea PNL, Vasile Căpotecă, a fost primul parlamentar din județ care a militat pentru această plafonare. Trebuie să vă spun de la început că așa cum am angajat încă din campania electorală, am spus că trebuie reglementat prețul la lemnele de foc. Am acționat în acest sens în comisii și în Parlament, scăzând TVA-ul la 5% într-o primă fază, iar acum pe această criză energetică, așa cum v-am promis în ultima emisiune, am sensibilizat coaliția să plafonăm la 400 de lei lemnele de foc și toate cele care decurg din acest lemn de foc, adică rumeguș, tocătură și celelalte. Deci, din punctul meu de vedere, este o promisiune îndeplinită și, în continuare, fac demersuri și facem demersuri Partidul Național Liberal pentru reglementarea și distribuției lemnelor de foc în așa fel încât să nu existe probleme în această iarnă. Trebuie să spunem că județul Hunedoara, un procent de aproape 80% se încălzesc cu lemne de foc, ceea ce ne dă speranțe că nu vom avea probleme în această iarnă cu încălzirea locuințelor din județul Hunedoara. Potrivit parlamentarului hunedorean, prețul va fi plafonat pe perioada acestui sezon rece, iar beneficiari vor fi toți cei care se încălzesc cu lemne, indiferent de situația materială a acelor persoane. Pentru această iarnă este prevăzută, dar eu cred că va exista o reglementare pe termen mai lung în momentul în care ordonanța va fi trimisă în Parlament. Nu există diferențiere, există plafonarea prețului la lemnul de foc, adică ei se adresează lemnului de foc și nu în mod special unor categorii pentru care este plafonat lemnul de foc. La nivel național sunt 3 milioane de gospodării care folosesc lemnul sau derivații la încălzire, iar în mediul rural 85% dintre gospodării, adică 2,5 milioane, sunt chiar total dependente de această sursă.